Elevii clasei pregătitoare B de la școala gimnazială Constantin Brâncuș din Megidii au luat cu asalt astăzi parcul din zona poștă pentru a puncta Săptămâna Națională a Voluntariatului. Ei au demarat o acțiune de ecologizare. Înarmați cu saci de gunoi și echipați cu mânuși de menaj, aceștia au adunat toate gunoaiele care se aflau în parcul recent reamenajat. O să mai ieșiți la astfel de activități? Da! Da! Și spre final ce spunem? Păstrați natura curată. Ia să vă aud toți. Păstrați natura curată! Încă o dată. Păstrați natura curată! Săptămâna Națională a Voluntariatului a continuat astăzi la Megidia cu plantare de copaci în curtea Spitalului Municipal, dar și cu ecologizarea parcurilor din oraș. Elevii clasei pregătitoare B de la școala gimnazială Constantin Brâncuș au adunat gunoaiele din parcul din zona poștă. De la ce școală sunteți voi? Școala Constantin Brâncuș. În ce clasă? Pregătitoare B. Da? Și pentru de ce ați venit voi astăzi în parculețul de la poștă? Ca să adunăm gunoaiele care fac rău pământului. Cum sunt oamenii care aruncă hârtii pe jos? Foarte răi, pentru că distrug natura. Da. Aveți voi un mesaj pentru ei și pentru toți oamenii care aruncă gunoaie pe jos și care nu protejează natura? Da. Ce mesaj? Ce vreți să le spuneți? Să nu mai aruncați hârtie pe jos. Săptămâna Națională a Voluntariatului este cel mai mare eveniment anual de celebrare a voluntariatului și de apreciere publică a voluntarilor. El urmărește să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntari pe care aceștia implică pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității și pentru a se recunoaște public activitatea voluntarilor.